Da, sunt mai interesante culorile care dau și cai putere. Puteți să încercați cu galben sau cu roșu, în funcție dacă sunteți fani Ferrari sau Lamborghini. În general se vopsesc etrierii la mașini până în 100 de cai, ca să le dea cai mai mulți. Bună ziua! Acum o să facem un video despre cum să-ți vopsești etrierii de frână. În general, eu nu sunt cu vopsitul etrierilor de frână, dar dacă n-am voie să fac despre cum îmi schimb frânele, atunci fac despre cum îmi vopsesc frânele, că am văzut că să vopsim frânele este ok. Toată lumea vopsește frânele prin fața blocului. Noi suntem un pic, totuși trișăm aici, suntem un pic avantajați, suntem pe elevator. Și am făcut așa, am dat jos roata, am curățat puțin pe aici, am desfăcut etrierul, am scos plăcuțele din el, sunt plăcuțele pe aici, pe undeva pe jos. Plăcuțele mai mergeau, nu erau neapărat să le schimbăm acum, dar mai mergeau. Dacă tot am dat jos ca să le vopsim, am zis că să le schimbăm și noi, să punem noi. Și avem așa, culisantele arată ceva de genul ăsta, când le-am scos din etrier, vor trebui curățate și date cu vaselină. Șurubul din disc arată așa. Noi am avut noroc acum s-a desfăcut, dar poate data viitoare nu mai suntem așa de norocoși, atunci am cumpărat șuruburi noi. O să le dăm și pe ele cu vaselină de cupru înainte să le punem. M-ați acuzat că de ce n-am vaselină ceramică. Mi-am cumpărat vaselină ceramică, imediat. Prin magia YouTube-ului o să mergem la un disc pe care l-am pregătit înainte. Așa, partea asta este gata de vopsit. Avem totul frecat cu peria de sârmă în bormașină. Ăsta desprăfuit etrierul, dat înapoi pistonașul. Sistemul de frână de mână la mașina asta este pe etrier direct, pe disc. Da? Frâna de mână, cablu vine pe aici, trage de chestia asta și înăuntru aici are un mecanism cu cricket. Pe măsură ce tragi frâna de mână și se uzează discul, iese mai mult pistonașul de frână și poate să frâneze. Noi, ca să-l dăm înapoi, am folosit pistonul ăsta, șurubul ăsta, nu știu cum să-i zic, da? Mecanismul ăsta de dat frânele înapoi cu pastila corespunzătoare. Dinții ăștia de aici trebuie să se potrivească să intre în găurile de aici. Așa, să focalizăm. Un set de scule de frâne arată ceva de genul ăsta. Dacă nu aveți buget foarte mare și dacă aveți noroc să vi se potrivească, se vând doar ăstea așa, fără accesorii. Da, e bine să aveți totuși toată trusa, cred că e 100 și ceva de lei, dar nu aveți ce face cu ea, că nu aveți voie să umblați la frâne. Știu că nu aveți de la stand de frânare, nu sunteți autorizați, știu. Ca o chestie interesantă, eu înainte să învăț să umblu cu chestiile astea, am zis că să-mi fac și eu frânele, nu mai știu, la Ford sau nu mai știu la ce mașină. Și am luat un din ăsta, eu n-am știut că ele sunt diferite. Practic, vezi că scrie aici RH, LH. Deci unul dintre ele se înfiletează normal, ăsta de aici se înfiletează înspre dreapta, ăsta la altul are file pe invers, se înfiletează înspre stânga. Pentru că, de exemplu, la Mondeo 3, pe spate sunt etrierii, unul dintre ei se înfiletează într-o parte, altul se înfiletează invers. Dacă nu știi, scoți pistonașul afară, ți intră aer în instalație și e dezastru. Eu am pățit treaba asta când am făcut frânele prima oară la Mondeo 3. Culmea e că ălea le-am făcut pe linia de ITP, pe standul de frânare. Deci am lucrat la ele exact pe standul de frânare. Și n-am avut frâne după aia, că mi-a intrat aer în sistem și a trebuit să-l aerisesc foarte bine. Da, pe partea asta am muncit un pic, am dat discul jos, am curățat foarte bine suprafața asta de întâlnire aici, pentru că dacă ai rugină sau vreo mizerie în partea asta, o să ai probleme după aia, o să-ți bată discul, să o valizeze, să alege praful. Trebuie curățat foarte, foarte bine etrierul. Eu nici nu-mi imaginez exact cum s-ar putea curăța. Practic, la mine așa arată după 10 minute de curățat cu peria de sârmă, cu peria din bormașină, peria de sârmă din bormașină, iar pe jos este plin de praf. Nu știu dacă se vede, da? Înainte era spălat cu mopul pe aici. Este plin de praf pe jos și probabil și prin plămânii mei. Deci nu știu exact cum să fac eu suprafața asta să fie gata de vopsit. Dacă ținem neapărat să vopsim, trebuie să decapăm toată zona, să dăm cu diluant sau cu spray de frâne măcar și pe urmă să vopsim. De vopsit avem așa, spray-ul de frâne cu care să curățăm, bandă de mascare cu care să mascăm elementele pe care nu vrem să le vopsim, o să vi le arăt imediat, și niște opțiuni de vopsit. Dacă vrem mai tradițional, vopsea normală cu pensula, poate ceva de genul ăsta de se poate da direct peste coroziune și peste rugină. Dacă nu, orice vopsea rezistentă la temperatură, probabil. Ar fi o variantă asta de tobe cu aluminiu zinc, în ideea că
nu apucă după aia să mai corodeze fierul, deși aia cred că sunt de aluminiu etrierii. Spray-ul ăsta termo, care e pentru șeminee, eu l-am luat să-mi vopsesc o protecție termică de pe downpipe, o cârpă din aia antitermică, care am auzit că trebuie vopsită. Am vopsit-o cu spray-ul ăsta, a fost cel mai ieftin pe care l-am găsit prin magazinele de bricolaj. Mai sunt spray-urile auto de caroserie, bă, nu știu exact ce culori sunt ăștia, că le-am găsit și eu pe aici prin atelier. Ăsta este un grunt, dai întâi cu grunt, pe urmă dai cu spray și vezi ce iese, practic. Dar sunt mai interesante culorile care dau și cai putere. Puteți să încercați cu galben sau cu roșu, în funcție dacă sunteți fani Ferrari sau Lamborghini. În general se vopsesc etrierii la mașini până în 100 de cai, ca să le dea cai mai mulți. Ăsta e sistemul de frânare original, AT, GM, trebuie să scrie și AT undeva, da? Avem aici GM. Aici scrie AT, dar nu știu dacă vedeți foarte bine, e semnul scris invers. Da, în caz că vă apucați să vă vopsiți etrierii, încercați să mascați zona mare cu hârtii sau pungi sau ceva ca să nu gazați pe aici. Gândiți-vă că voi de obicei aveți discul de frână în zona asta. O să montez și eu discul de frână să vă mai arăt după aia cum se montează. Că practic eu îl montez la loc. Acum, dacă tot îl montez la loc, nu o să-l pun pe ăsta vechiul, da, cu șanțuri în el și un pic ovalizat, îl pun și eu pe ăsta nou. Da, eu, încă o dată, eu nu-mi schimb frânele aici, eu încerc să vă arăt cum să vopsesc, da, așa, mai departe. Da, deci noi ar trebui să mascăm pistonașul ăsta, elementele de cauciuc, ca să nu le vopsim, să le degradăm, ăștia unde culisează culisantele, practic, nu? Unde se plimbă culisantele de cauciuc. Da, toate șuruburile, că nu vrem să punem vopsea pe ele pentru că după aia nu se mai desfac. Mecanismul ăsta de crichetare al frânei de mână, aerisitorul, în partea asta vine un cauciuc. Îl avem pe aici, pe undeva, într-o pungă, ca să nu pierdem. Avem niște protecții de cauciuc. La sistemul ăsta de frânare ne trebuie și niște agrafe, eu le schimb totdeauna, le cumpăr noi. O agrafă din asta originală e până în 10 lei. Așa arată ele când vin noi, sunt toate originale. Eu zic că e pentru 10 lei, e păcat să nu le schimb, că am mai avut probleme. La CEMAX-ul ăla de vi l-am mai arătat eu pe canal, mi s-a rupt una într-o gaură din asta și am stat și am dat găuri și am bătut cu dorul în ele de... m-am săturat. Da. Am achiziționat spray de vaselină ceramic. Cu el o să vopsim chestia asta, e că o vopsim live, dacă tot ne apucăm. Da? Cu el o să vopsim suprafața asta unde o să vină discul, ca să nu se lipească după aia. Să vedem cum funcționează spray-ul. Hop. Funcționează. Da, nu știu dacă ar fi o idee bună să-l folosim dacă am avea și discul de frână prin zonă, în sensul că să nu dăm cumva pe disc. Nici nu știu dacă dau prea mult sau nu, pentru că n-am mai folosit asta niciodată. Da, văd că e drăguț așa. Numai că ne strică white balance-ul, că e prea alb. Așa, acum ar trebui să mai dăm și pe partea asta pe unde culisează plăcuțele. Tot așa, nu știu dacă merge cu spray-ul ăsta sau dacă ar trebui dat cu mâna cu... Ah, uite că merge. Da, cât timp nu e discul aici, presupun că e ok să dăm cu spray-ul, pentru că chiar dacă dăm un pic peste, nu e nicio problemă, că nu avem ce să stricăm. În schimb, pe disc nu cred că ar aprecia discul să dăm noi cu vaselină pe el cu spray-ul. Da, deci cam așa arată zona vopsită cu vaselină ceramică. Știu că ține până la 1200 de grade. Cine știe? Mai vedem. Eu de obicei dădeam cu din asta. Da, asta, pasta de cupru, vaselină de cupru pentru frâne și turbine, ce mai făceam eu cu ea. Și am ăsta, adică se vede pe el, se vede starea lui. L-am, cred că, de peste 10 ani, tubul ăsta. Eu zic că merită investiția, că e, nu știu, 15 lei, ții 10 ani din el, e foarte ok. Da, să trecem în partea altă să curățăm și acolo să facem frumos, după aia o să venim aici să montăm la loc, să mai vedem stadiile lucrării prin magia YouTube-ului. Am profitat de ocazie și am curățat interiorul jantelor cu peria de sârmă. Practic, pe noi ne interesează să curățăm suprafața asta de contact și partea asta de față și partea interioară pe aici unde prinde pe butuc. Și am zis să vedem și ce scrie prin spițele astea. Zice că sunt făcute de Ronal în Polonia, că să fie maxim 600 de kilograme pe o roată
Și ăsta este codul de piesă de sub. Da, pe aici zice că sunt de sub. Aici sunt specificațiile de la roată, 7J ori 17, adică sunt jante pe 17, cu lățime de 7,5J, adică au 7,5 inci lățimea jantei, da? Partea asta de aici, stai să vedem cum se vede. Așa, deci lățimea jantei e 7,5J. Uite, vezi cum stau ăștia la mine, stă anvelopa puțin afară față de jantă, nu știu cum să vă arăt. Da, deci stă anvelopa puțin afară față de jantă. Deci eu dacă e să frec în bordură, frec cu anvelopa, nu frec cu janta. Pe jantele ăștia eu aș putea să pun și cauciucuri 225, ăștia sunt 235, 235, 45, 17. Eu aș putea să pun și 225, dar atunci ar sta mai la față. Și mie nu-mi place când stau foarte, foarte la limit, așa, anvelopele. Și mai avem ET41. ET înseamnă unde este partea asta unde se montează janta pe mașină față de centru jantei, nu știu cum să zic, adică centru jantei ar fi un pic mai sus aici și ET-ul ăla, dacă e mai mic sau mai mare, îți scoate centrul ăsta în sus sau în jos. Practic pe mașină ți-ar scoate janta mai afară sau mai înăuntru, adică ar freca ori în buză aici, ori ar freca în etrier în partea asta, ar băga-o mai înăuntru sau mai în afară. Când erau pe vremuri ăia, deci tăiau buza asta de aici, erau buzele ăștia un pic mai mari la Sielo și ori și le băteau în sus, ori și le tăiau ca să poată să pună jante mai late sau jante mai ieși afară de la alte mașini. Cam așa arată suprafața pregătită pentru montarea jantei. Am dat până la urmă cu spray-ul ăsta de ceramică. Nu e idee bună să dai după ce cureți. Pe partea cealaltă, întâi am curățat discul și pe urmă am dat cu spray. Uite și aici mi-a dat un pic peste. Da, așa trebuie să-l mai curăț încă o dată. Cam asta e ideea. Până la urmă tot am vopsit ceva. Să știți că e destul de amuzant să dai cu vaselina asta la spray. Într-adevăr, mai pierzi timpul, scoate mânușa din mână, dai cu degetul cu vaselină pe aici, după aia te spală, te pune înapoi mânușa și așa mai departe. Acum, cum o fi mai bine, nu știu, vedem în timp. Eu vaselina aia de cupru am tot folosit, asta de ceramică e prima oară când folosesc. Vezi, mai înveți lucruri noi de pe comentarii de pe la YouTube. Cam așa arată treaba, sunt plăcuțele noi, discurile noi. Acum când plecăm trebuie să dăm niște pedale de frână să apropiem etrierul ăsta din spate, pistonașul din etrier să se apropie încoa. Da, cred că pe undeva prin cutiile alea, ori de la discuri, ori de la plăcuțe, găseam o avertizare. Atenție, când ieșiți din atelier, apăsați pe câteva pedale până se întărește pedala, faceți câteva pedale. Da, sunt plăcuțele Brembo, discurile Febi, discurile ăștia le-am găsit mai ieftine de la un producător de care am mai auzit. A fost cam, cred că, 90-100 de lei discul, plăcuțele au fost sub 150 de lei, cred, deci nu foarte mult. Acum punem totul la loc. Ne ducem acasă, că e destul de târziu. Cred că e trecut de miezul nopții, ca de obicei cum lucrăm noi. Și vedem data viitoare ce scuze mai găsim să mai facem frâne. La revedere!